tineri, ambițioși, mereu îmbrăcați la patruace și cu zâmbetul pe buze. Este vorba despre agenții imobiliari, care sunt gata oricând să vă găsească un apartament de închiriat sau o locuință mult visată în blocurile noi construite în oraș. Care este secretul lor? De ce au ales această meserie? Cum își organizează timpul astfel încât să reușească tot ce își notează în agenda lor? Vom afla de la câțiva tineri angajați la una dintre cele mai mari companii în domeniul imobiliar. Are numai 20 de ani, însă de când a devenit agent imobiliar, viața lui a căpătat alt contur. Așa cum s-a obișnuit cu stilul vestimentar elegant, la fel de ușor s-a adaptat și la programul lui planificat minuțios. Cum ai ajuns să lucrezi în acest domeniu? Deci am observat unii colegi mei că făceau promovare la unele apartamente pe Facebook. Eu idei nu aveam ce înseamnă imobiliarele, nu știam că în Moldova există o piață, o companie care se ocupă de tranzacțiile sau intermedierele vânzărilor și chiriilor în Chișinău. Și m-am interesat de colegii mei. Aveam și eu unii clienți care vroiau să cumpere apartamente, cel puțin între discuțiile cu prietenii noștri apăreau persoane interesate să procure un apartament. Când am ajuns în Chișinău, am început în primul lucru să-mi caut o ofertă de muncă. Fiind de unde? Eu din Cantemir. Așa. Am aplicat CV-ul la mai multe companii, am fost la interviuri la call centre, unde condițiile absolut deloc nu m-au avantajat. Am transmis CV-ul mai multor companii imobiliare din Chișinău, respectiv am fost chemat la interviu și am fost acceptat. Am fost plăcut surprins de condițiile de lucru și respectiv am... Timp de o săptămână deja eram implicat în activitate. Ce ți-a fost cel mai greu la început? A fost destul de greu să mă încadrez în companie, deoarece erau foarte multe persoane, undeva 200-300 de persoane noi pentru mine, dar pas cu pas am trecut peste această perioadă. Când cineva te apelează, da, și dorește să vadă un apartament, o casă, care sunt cele mai curioase întrebări care ți le adresează? Care este prețul, unde se află? Și dacă se negociază? Asta este întrebarea tuturor persoanelor, deoarece fiecare client care vrea să închirieze sau să procure un imobil, fiecare caută un preț mai mic. Și respectiv, deja mă strădui să le fac și prețurile cele mai mici. Primele vânzări au fost printre cunoștințele tale, nu știu, rude, prieteni sau totuși nu ai amestecat, să zic, serviciu cu familia? Deci este o vorbă, cu neamurile mai bine să nu te legi, dar primul client care a procurat un apartament de la mine a fost chiar verișorul meu. Până la urmă a rămas foarte mulțumit de colaborarea între noi, chiar și acum investește în continuare în imobil și o să mai facă acești pași. Părinții tăi te-au susținut când le-ai spus că, uite, devin agent imobiliar? Părinții ambii sunt peste hotare, nici nu au știut ce planuri am eu în cap. Deja când au apărut primele rezultate la munca mea, atunci s-au bucurat și deja i-am chemat și pe dânșii să cumpere apartamente de la mine, desigur. Să investească, da, aici. Exact. Sunt zile când nu reușești să ai rezultate, da? Care este, să zic, atitudinea ta? Nu ai genul de gata, renunț, îmi schimb jobul. În domeniul imobiliar tot timpul este de lucru. Ori cauți clienții sau noile oferte pentru clienți sau deja mergi și faci prezentări clienților. Adică nu ai un minut liber pentru a te gândi că nu ai de lucru sau astăzi nu ai rezultate. De exemplu, dacă astăzi nu sunt rezultate, a doua sau a treia zi, desigur vor fi. Și tot timpul ești așa îmbrăcat la patru ace? Da, tot timpul. Prima dată când am ajuns în companie nu prea puteam să mă acomodez cu stilul acesta de vestimentație, dar asta a fost prima săptămână, după asta... E obișnuit. Obișnuit, a fost mult mai ușor. Acum mă duc în fiecare zi ca la sărbătoare, nu ca la lucru. Dacă ar fi să previzualizăm viitorul, unde te vezi peste 5 ani, să spunem? Tot în acest domeniu? La sigur voi fi în acest domeniu. Este un domeniu foarte activ care mă reprezintă. Este un domeniu care niciodată nu mă plictisesc de el. Și în capitala noastră încă sunt perspective destul de mari pentru a evolua. Dacă sunteți în căutarea unei locuințe, o să-mi dați dreptate. Este mai simplu să apelezi la ajutorul unui agent profesionist care te poate scuti de multe bătăi de cap.
De ce ai ales să activezi în acest domeniu? Vreau să spun că să alegi acest job trebuie să fii foarte pasionat de ceea ce faci, fiindcă este o adevărată provocare. Cu toate că în toată lumea domeniul imobiliar este forța care mișcă economia țării. Este o adevărată adrenalină, aș spune eu, fiindcă toată ziua ești cufundat într-un ocean de investori, tranzacții, oameni fericiți care își găsesc locuința, dar totodată este și o responsabilitate enormă față de oameni, fiindcă trebuie să-i oferi ceea ce este cel mai bun la moment. Ai zis bine, oameni fericiți, asta înseamnă că au încredere în ce le oferiți voi, da? Și ești cumva o persoană care le inspiri încredere și îmi dau seama că te abordează cu atâtea întrebări. Vreau să spun, Tatiana, că cele mai importante întrebări țin de calitatea complexului și de siguranța companiei. Noi, ca companie imobiliară lider în Chișinău, suntem obligați față de clienții noștri să le oferim ceea ce este cel mai bun, fiindcă noi cunoaștem tot ce se petrece în interiorul la companie, în complexele de construcții. Și respectiv, omul când apelează la noi, noi trebuie să-i oferim anume compania care are credibilitate, este sigură pe piață și construiește calitativ. Eu știu că și soțul tău activează în această companie și sunt curioasă să aflu cine a venit primul, el sau tu? Sigur că el a venit primul. El a făcut drumul deloc ușor, toate discuțiile în familie și seara și dimineața și ziua doar în domeniul imobiliar. Și desigur că m-a contaminat și pe mine de această epidemie, cum s-ar spune. Una frumoasă, da? Pentru că este un job, cum ai zis tu, și interesant, da? Întâlniți atâția oameni diferiți și probabil că și fiind colegi foarte tineri, pentru că am înțeles că sunteți o echipă foarte numeroasă de agenți imobiliare de vârsta tânără, spune-mi care este cea mai, să zic, frumoasă parte a acestei meserii? Cea mai frumoasă parte a acestei meserii, desigur că este lucru în echipă. Lucru în echipă, toate treningurile care le organizăm împreună și desigur creștem împreună, fiindcă ceea ce presupune să găsim o locuință perfectă pentru o familie, pentru tineri, este anume lucru în echipă, fiindcă e imposibil să arăți doar un singur apartament, dar împreună noi realizăm foarte mult, adică ne unim, analizăm piața, îi prezentăm mai multe oferte și până la final găsim omului ceea ce anume el caută. Tinerii sunt interesați tot mai mult de această meserie, care nu oferă numai prestigiu, dar și un salariu pe măsură. Eu, din câte am aflat, tu ești încă student, dar activezi în calitate de agent imobiliar și vreau să înțeleg cum reușești. Într-adevăr, sunt student, dar este frecvență redusă, astfel reușesc să combin și lucru și studiile. Dar ce te-a motivat să alegi această meserie? De fapt, aveam mai mult timp liber și mi s-a părut o meserie care îți ocupă aproape tot timpul și mereu ești în mișcare. Faci cunoștință cu oameni noi, poți să rezolvi diferite probleme, îi ajuți să-și găsească o locuință care o doresc pentru tot restul vieții, sigur. Dar nu e așa o responsabilitate pe umerii tăi, pentru că dacă ei aleg un apartament și ulterior își dau seama că parcă e altceva, ar fi dorit altceva. S-a întâmplat așa cazuri? S-a întâmplat, dar s-a rezolvat foarte ușor. De fapt, aceasta și este meseria noastră, ca noi să le alegem ceva foarte bun, pentru a nu regreta pe viitor. Ai avut anumite dificultăți când ai devenit agent imobiliar? Te-ai acomodat, să zic, repede cu această meserie? Nu pot spune că m-am acomodat foarte repede. Dificultăți, spunem așa, de ordine psihologic, adică erau situații mai dificile care au fost depășite cu brio. M-a ajutat echipa, de fapt, și oamenii depind foarte mult cu cine vorbești. Și modul în care tu te atâni față de om. Trebuie să fii deschis față de om pentru ca și el să ofere informația de care ai tu nevoie. Și pe altă parte, cred că deseori vă puneți în locul celor care vin să-și caute casă, da? Pentru că înțelegi că de fapt și tu ai fi întrebat la fel. În alt mod, nici nu am putea afla ce doresc ei de fapt. Noi ne punem în locul clientului și îi ajutăm să găsească ceea ce ei își doresc. Unii tineri ajunși în domeniul imobiliar au preferat să ocupe funcții cheie în compania lor, devenind responsabili de recrutarea noilor colegi. Ana, vreau să îmi spui de cât timp ești în această mare companie unde activează atâția tineri? Practic activez în jur de 3 ani,
da? Sunt trei ani în care am avansat în carieră destul de mult, da? Foarte multe lucruri noi, foarte multe task-uri noi, foarte multe provocări. De ce ai ales acest domeniu, de fapt? Este un domeniu foarte flexibil, da? Eu fiind ca persoană din staff, nu îndeplinesc, da, totdeauna tind să ies din zona mea de confort și asta o fac practic zilnic, da? Nu este un lucru în domeniul imobiliar, nu ai un lucru, da, bine definit la zona ta de calculator în care stai toată ziua. Este veșnică mișcare, flexibilitate. Crezi că ceilalți tineri care aleg să vină, să devină colegii voștri în această companie, la fel își doresc această flexibilitate și un câștig bun până la urmă? La drept vorbind, am observat foarte multe, sunt mai multe tipajuri de persoane, unii optează pentru un salariu fix. Apropo, vreau să menționez o chestie foarte importantă. Pentru a minimaliza riscul de pierdere în teritoriu, da, a agenților, a potențialilor agenții care deputează în cadrul companiei noastre, noi oferim și un suport financiar fix. Da? Până acum era mentalitatea că companiile imobiliare oferă doar un comision din vânzări, deci nu, compania noastră oferă și un salariu fix. Cât sunteți la număr? Circa 350 aproximativ și bucurător este faptul că tindem să creștem, da? Zilnic 10, minim 10 persoane, da, vin în cadrul companiei noastre. Pe ce puneți accent atunci când vin alți tineri care vor să devină colegii voștri în această companie? Noi nu optăm pentru oarecare experiență de muncă, da, careva anumit termen. Noi optăm pentru flexibilitate, dinamism și dorința de a ieși din zona de confort. Sunt trei factori foarte importanți în perioada de recrutare. Și probabil optați anume pentru cei tineri, pentru că ei se manifestă în anume datorită acestor calități, le spunem așa. Ba mai mult ca atât, ei dau și rezultate foarte bune. Datorită programului flexibil care dispun, da, ei știu foarte bine să-și dozeze timpul, da, stau foarte bine cu time management datorită trainingurilor care le organizăm, respectiv sunt foarte flexibili și dau rezultate foarte bune. Dragi prieteni, cam atât pentru această ediție. Dar pentru că și noi avem tot felul de gafe în timpul filmărilor pentru emisiunea Fii Tânăr, am zis să vă amuzați și voi un pic înainte de a ne lua rămas bun. Mama ni l-a spălat și ni l-a călcat, dacă ceva. Mergem? Dar eu cum merg? Mă limbă buzunar sau cum? A, mergi cum vrei. Hai. Măi, teoretic, afară mult far, nu știu dacă îți folosesc, pentru nu, că... Nu, afară nici nu trebuie, că noi nici nu tare riscă bate vântul ăsta și nu tare și pe de altă parte, dești tu de mână și arată-mi aici. Da, de mână aici, nu știu ce să-ți mai arăt acolo, aici. Tu ești, ai să fie, să nu te... Spune-mi, te rog, asta noi asta e. De ce ai ales să activezi în acest domeniu? Eu tare, tare vreau la vici, eu nu mai pot. Asta mă afectează. Tu ai pornit? Siu, mai mult decât atât nu am ce să fac. Am tras, am pus, am... E că eu văd că se distanțează și rămân piete roșii. Citesc, da?